Bun regăsit, dragi prieteni! Iată-ne și în această seară în fața unei noi provocări, și anume de a ne apropia de Scriptură și de a-i descoperi relevanța pentru timpurile acestea pe care noi astăzi le trăim cu toții. În această seară vom vorbi despre ziua de mâine, despre luna care va veni și despre, în ansamblu, ce ne rezervă viitorul. La momentul acesta lucrăm cu scenarii, lucrăm cu probabilități, lucrăm cu diverse planuri și nu știm ce se va întâmpla. Ele sunt cumva în vizorul nostru, sunt în atenția noastră, însă nu știm niciodată ce se poate întâmpla mâine. De aceea vorbim în această seară despre reacția noastră, vorbim despre modul în care fiecare dintre noi își imaginează viitorul și, în mod deosebit, ce crede că se va întâmpla mâine. Comportamentul de astăzi cumva scoate în evidență ceea ce noi așteptăm să se întâmple mâine. De aceea vom vorbi în minutele următoare despre cea mai bună atitudine pe care noi ar trebui să o avem legată de viitor într-un context în care panica atinge noi cote. Numărul nostru de telefon este 0751 400 300. Este un număr cu tarif normal, iar dumneavoastră ne puteți trimite mesajele pregătite pentru noi. Orice subiect are nevoie și de un invitat, iar invitatul nostru din această seară este pastorul Cristian Sălceanu. Bine te-am regăsit, Cristi, și mă bucur că ești din nou alături de noi. Bun găsit! Mulțumesc frumos de invitație! Cristi, e clar că astăzi și nu doar astăzi, la nivel colectiv, dar și la nivel individual, toți trecem prin anumite crize. Care sunt factorii sau care sunt experiențele sau care sunt lentilele pe care noi astăzi le avem la dispoziție pentru a înțelege mult mai bine experiența prin care noi trăim? E clar că sunt reacții diferite. Lucrul ăsta s-a văzut în această perioadă de timp. Însă nu înțelegem cumva care sunt principalele perspective, principalele puncte de vedere pe care noi le avem în clipa în care ne uităm spre o situație de criză. Cred că un cuvânt cheie aici este unul pe care l-am mai folosit, dar trebuie să-l aducem în atenție, și anume proximitate. O experiență similară întâmplată în timp, acum 2, 3, 4, 5 mii de ani, sau o experiență similară petrecută pe partea cealaltă a globului, nu se compară sub nicio formă cu cea pe care o simți, în care ești actor, ești personaj principal, secundar, repet, una în care ești foarte aproape, ești poate la firul ierbii sau ești direct implicat. Cum interpretăm o experiență? Cred că cel mai bine, atenție, o interpretăm după ce a trecut. Da? Ca să ne hazardăm acum, să vorbim despre viitor, de multe ori este doar un exercițiu de speculație, în care spunem ce credem noi, și acum răspund cumva la întrebarea ta. Și cum interpretăm? Proiectând ceea ce urmează sau ceea ce așteptăm să urmeze pe un fundal al propriilor noastre experiențe din trecut, pe un fundal al istoriilor pe care le știm, poate noi n-am participat acolo, dar învățăm și noi din istorie, cu toate că știm, istoria se repetă și nimeni nu învață nimic din ea, o mai interpretăm și în baza a ceea ce se întâmplă acum în jurul nostru și mai ales în pandemie. Spre exemplu, la început a fost un curent din acesta care te făcea să crezi că totul este aici și acum, și asta pentru că toți cei din jurul tău vorbeau numai despre lucrul acela și aveau reacții, să zic așa, pe un ton anume. Un personaj important în viața ta te va ajuta să interpretezi mai bine lucrurile. Persoanele de care îți pasă cel mai mult, de asemenea, reacția lor sau felul lor de a vedea lucrurile te vor influența și pe tine.
De aceea zice că nu există o listă de, să zicem, 3-4 lucruri prin care ai interpretat orice ce urmează. Chiar și noi în viață am trecut poate de 2 ori, de 3 ori printr-o experiență anume și am văzut că la fiecare dintre ele, din aceste repetări, am văzut și altfel lucrurile. De aceea, repet, nu m-aș duce spre o listă anume, ci aș spune mai degrabă dacă e posibil să luăm un caz anume și să vedem cum îl interpretăm sau ce perspective avem asupra lui. Îți dau un singur exemplu întâmplat chiar astăzi. Am vorbit cu un prieten din estul Europei, în zona Moldova, Ucraina, România, undeva în zona aceea, spun acum, fără să dau indicii mai clare, și îmi povestea despre niște verișori de ai lui din Ucraina, care în ziua de 24 februarie aveau bilete de avion undeva spre Europa. Și în ziua aceea, fiind în aeroport, au auzit prima bubuitură. Știi cum au interpretat-o? Probabil că a bubuit ceva, vreo butelie, vreo conductă undeva. Când au auzit a doua bubuitură, au zis, hopa, ceva este în neregulă. Iar la a treia s-a creat un tumult, un vacarm. Toată lumea a înțeles că ceea ce au auzit la știri până atunci, ceea ce spuseseră analiștii, și repet aici un lucru, e speculație în sensul de, prietenul ăsta îmi spune, vorbisem cu verișorii mei înainte și îmi spuneau că în ruptul capului n-are cum să fie război. Da? Interpretau totul în baza unei experiențe, a unor informații, a unor așteptări personale. Da? Iar acum, în trei bubuituri, li s-a schimbat complet interpretarea asupra lucrurilor și spuneau că au văzut într-o dată niște reacții pe care nu și le-ar fi imaginat niciodată nici la cei pasagerii de lângă ei și nici la ei înșiși. Și atunci cred că, repet, este greu să abordăm în general, ci poate mai degrabă pe anumite situații cheie sau pe o nișă anume, căci altfel riscăm să avem surprize foarte, foarte mari. Lucruri la care nu ne-am fi așteptat, atât cu privire la noi cât și la alții, care să ne răstoarne cu totul și să ne fie apoi o temă foarte bună pentru sau un bagaj foarte bun pentru a interpreta următoarea experiență. Te asigur că la a patra bubuitură au știut exact tot ce se întâmplă. Din punctul ăsta de vedere, crezi că este bine să speculăm? Crezi că putem opri noi, indiferent de factorii pe care îi punem noi în discuție, crezi că putem opri într-un fel, printr-o modalitate, proiecția asta a noastră legată de viitor? Există vreo șansă ca noi la un moment dat să ne interzicem să gândim într-un anumit fel? Nu neapărat, nu pun în termenii valorilor de bine sau de rău, ci pun în termenii unei realități pe care o traversezi. Cred că este greu. Viitorul este evident un necunoscut și necunoscutul te ispitește la speculație, la a-ți da cu părerea. Însă ai observat vreodată că nu ne dăm deloc cu părerea cu privire la trecut? Când vorbim de trecut, spre exemplu, mă uit acum la titlul emisiunii, cum ar fi fost ca titlul emisiunii să scrie, să spună trecutul între optimism și pesimism? Nu există. Trecutul este deja încheiat. Nu mai ai alte păreri decât interpretezi ce a fost, dar nu simți că nu mai poți schimba nimica. Cu privire la prezent, mai există chibiții, dacă îi știm. Chibiții sunt aceia care stau pe marginea terenului sau peste umărul jucătorului de șah sau oriunde are loc o întrecere, o dezbatere, un schimb de idei. Și chibiții stau pe margini și ei știu exact ce trebuie făcut. Unde trebuie să muți, cui să pasezi, ce să faci. Crezi că ei sunt experți. Și evident că dau greș de nenumărate ori. Cu privire la viitor, avem de a face mai degrabă cu speculații. Eu știu că există și analiști, există și pronosticuri, există observarea unor tendințe, există o știință întreagă care se ocupă de viitor. Însă, cred că atunci când le vedem din perspectiva Scripturii, spun acum,
Unde știm că avem un Dumnezeu care știe viitorul, care a văzut dinainte, care uneori l-a și transmis ca să rămână scrise. Cred că atunci când privim, deci, viitorul de la unghiul sau din unghiul celui care este deasupra tuturor lucrurilor, atunci noi suntem niște amărâți de speculanți, care acum putem spune, nu v-am zis eu că a fost așa, că va fi așa, și mâine, poi mâine s-ar putea să se întâmple lucrurile cu totul altfel și noi doar să insistăm că, ah, cum am zis eu, este bine. Credeți, și repet, că suntem speculanți de multe, multe ori cu privire la viitor, pentru că suntem limitați, pentru că judecăm doar prin prisma, repet, a lucrurilor din spatele nostru, care nu sunt nici ele întotdeauna suficiente pentru a ne da o direcție sigură. Dar cred că suntem tentați să speculăm și o atitudine corectă cred că ar fi aceea de prudență. Știu că atunci când ești prudent, altul va spune că ești fricos, că ți-e teamă să-ți asumi niște riscuri sau să spui unor lucruri pe nume. Dar după ce te frici de câteva ori, prudența este mama înțelepciunii în cazul acesta. Crezi că mă leg acum de perspectiva asta sau elementul pe care tu îl pui în discuție și care cumva schimbă cu totul direcția discuției, și anume Dumnezeu ca fiind cel care cunoaște, ca fiind cel care conduce, ca fiind cel care este începutul și sfârșitul. Crezi că noi astăzi, având gândul ăsta, înțelegerea asta, pe care noi am discutat-o și data trecută, iar atunci am oferit mai multe informații, crezi că ar trebui să anuleze cu totul îngrijorarea mea, frământarea mea cu privire la viitor? Adică nu știu, sau probabil am fi interesat să vedem, care este rolul lui Dumnezeu în discuția asta. Ar trebui să fiu, scuză-mi cuvântul, și cei care mă urmăresc și ne urmăresc ar trebui să-l ierte, ar trebui să fim cumva senili, trăind așa într-o sferă în care nimeni și nimic nu ne poate atinge, existența unei îngrijorări cât se poate de mici acolo este un semn că eu sunt dereglat din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual. Adică, cum ar trebui, că noi am discutat data trecută despre perspectivă și n-aș mai repeta, însă în ocazia asta vorbim despre noi și atitudinea pe care noi ar trebui să o avem. Da, tu ai spus dacă suntem senili sau nu, sau să avem o astfel de atitudine, nu. Și nici una de frământare și îngrijorare în sensul de a duce lucrurile la o extremă. Extremele nu sunt bune în nicio ocazie. Cred că este necesar o doză de îngrijorare. Fără ea ai fi într-adevăr un senil, ai fi poate naiv, ai fi, eu știu, dezinteresat. O îngrijorare trebuie să-și aibă locul ei acolo, dar nu o îngrijorare care să ducă spre disperare. Oamenii își doresc să pună nume, să pună etichete, să pună definiții asupra lucrurilor cu gândul acesta că ceea ce nu cunoști, ceea ce nu poți defini, nu poți încadra undeva, acela este un necunoscut care îți poate crea surprize mai apoi. Și asta îți creează o îngrijorare. Da? Te duci la doctor și ieși de acolo și te întreabă apoi familia, ce ți-a zis că ai? Nu mi-a zis că am, nu știu ce. Nu, trebuie să pleci cu ceva. Aveam un prieten doctor care îmi spunea că oricine venea la el în cabinet, la final trebuia să iasă cu un medicament de acolo. Și ziceam, da, cum, dădea? Și zice, da, dacă nu-i dădea ceva anume, omul simțea că ești un doctor prost, că ce, sfaturi de astea putea să le ia de oriunde. Și atunci, cred că n-ar trebui nici să speculăm, să mergem aiure așa, nici să ne îngrijorăm și să gândim acum la toate scenariile posibile. Ci mai degrabă, aș zice, există o linie de mijloc de realism în care să fii și pesimist, că da, uite, spre exemplu, toți vom muri, toți îmbătrânim.
toți ne deteriorăm într-un fel. Dar să fie și o doză de optimism care să spună, da, îmbătrânesc, dar mă înțelepțesc. Da, nu mai am aceeași energie, dar am o altă atitudine sau o altă stare sufletească. Și atunci, da, are rolul ei și îngrijorarea, poți să-i spui frământare, n-aș duce-o însă spre zona în care duci lucrurile la disperare, la suicid, la nu mai există nicio speranță, la atitudinea aceea în care poate ai văzut în sondaje, întreabă oamenii, sunt întrebați oamenii, ce părere aveți, țara merge într-o direcție bună sau cu tare instituție merge într-o direcție bună? Nimeni nu spune că merge într-o direcție bună. Sau o majoritate a respondenților va spune că merge, se îndreaptă într-o direcție greșită. Asta nu înseamnă că ei sunt toți niște disperați, că dacă erau niște disperați, plecau toți din țară, ci poate fi și un semnal în care, da, mă îngrijorez, îmi pasă, dar nu ca și cum nu am soluții, ci tocmai ca să mă împingă să caut soluții mai bune. Deci, dacă vezi pe careva că este, să zic așa, mâinile încrucișate și el n-are nicio taină cu nimica, eu cred că acolo este tendința spre senilitatea de care ai amintit înainte. Altfel, orice om normal trebuie să fie îngrijorat și există și stresul pozitiv. Ai nevoie de stres. Va trebui să mă ajuți cu niște definiții. Ce este optimismul din perspectiva ta? Ce este pesimismul? Și ce este realismul la care tu ai făcut trimitere? O imagine realistă cu privire la lume ar putea să ne ajute. Bun, ce înțelegem prin cele trei? Sau cel puțin ce înțelegi tu prin cele trei direcții? Eu nu sunt un cunoscător să vin acum cu definiții, ci ceea ce voi face va fi să iau un pasaj al Domnului Hristos. Ce spune Scriptura despre lucrurile astea? Și Domnul Hristos este atât de deschis. Nu ascunde, nu exagerează, spune lucrurile așa cum sunt. Și dau un singur pasaj pentru seara asta. Zice el așa, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ce îmi spune asta? Îmi spune că în lume voi avea necazuri. Deci vor fi încercări, vor fi crize, vor fi niște situații în care resursele pe care le am nu sunt suficiente, da? Voi avea necazuri. Să disper? Nu, sub nicio formă. Dar Domnul Hristos îmi spune, fii atent, 30%, 50%, 80%, vei avea așa ceva. Pe de altă parte, îmi spune, îndrăznește. Adică, fii optimist. Există o lumină, există o soluție, există un țărm la care să îndrăznește. În acest îndemn de a îndrăzni îmi spune și că există resurse suficiente în spatele meu care să mă propulseze spre asta. Și realismul nu este neapărat, acum să zic, undeva între optimist și pesimist și tot pendulăm. Realismul este să zic, sunt conștient de amândouă? Bun, sunt. Sunt conștient și de soluția pe care o am să fac față lucrurilor acestora, să trec prin crizele acestea și să merg mai departe optimist. Da, el spune, eu am biruit lumea. Este un perfect compus, da? E încheiată, el a biruit-o, mi-a dat exemplul acesta. Deci pot să merg și eu mai departe. Și atunci tu mă întrebi dacă pot să dau o definiție, zice așa, orice lucru care ni se întâmplă, orice criză, da, va naște o reacție în mine de pesimism în care te gândești, ok, am resursele necesare sau nu, am mai trecut pe aici, știu să o interpretez, pot să o gestionez într-un fel și apoi se trece în partea cealaltă, să zici, ok, am mai trecut pe aici sau Domnul Hristos a trecut pe aici sau în Scriptură am argumentele, am exemplele, am niște principii, niște valori care să mă ajute să merg mai departe. Deci ce aș zice acum în dreptul meu, poate mai știi, sunt prin America, tipul acela de brățări, le poartă câte unii cu 4 litere. What would Jesus do? Ce ar face Iisus în situația X, Y, Z? Și eu mi-am impus să nu merg după modelul ăsta pentru că Domnul Hristos nu a trăit toate lucrurile pe care le trăim noi. Nu spun că n-a cunoscut
ceea ce ține de natura omenească, ci doar că n-a trecut prin toate lucrurile acestea. Și atunci nu pot să-mi imaginez cum ar conduce Iisus mașina. Nu-mi imaginez cum conduce el mașina sau cum face el față la anumite crize, dar îmi imaginez alt lucru. Și asta o să spun acum în dreptul meu personal. Ce aș face eu dacă Iisus ar fi în mașină cu mine? Ce aș face eu dacă Iisus ar fi în criza despre care zici, alături de mine, că este război, că este un cancer, că este altceva? Ce aș face? Cum aș comporta? Și atunci, când îl ai pe el lângă, e sigur, este un exercițiu imaginar, este un exercițiu al credinței, dar când te gândești cum ai reacționa tu dacă el ar fi lângă tine, atunci ți-ai dat seama că el ți-ar putea spune oricând, hei, te-am avertizat că există încercări, că vei trece prin crizele astea. Ți-am spus că eu am biruit. Îndrăznește și tu. Și atunci definiția mea nu este, n-aș vrea să merg după una din cărți, fiecare poate să caute pentru sine, ci aș merge mai degrabă pe perspectiva Domnului Hristos, care mă avertizează că vor fi încercări, dar mă și asigură că îmi va pune la dispoziție resursele ca să le depășesc. La ce resurse faci trimitere? Care sunt resursele pe care noi astăzi, de exemplu, le avem la dispoziție? Doar creștinul, omul credincios, le are? Vorbim aici de un bagaj, dotări de bază, care vin odată cu relația pe care noi o avem cu Dumnezeu, sau vorbim de o, iartă-mi cuvântul, de o dotare pe care toți oamenii o au prin simplu fapt că au venit pe lume, existăm aici și ne desfășurăm viața cum putem. Există un plus aici pe care noi l-am avea, de ce nu-l pot avea și ceilalți dacă există vreunul? Da, cred că resursele despre care ar trebui să vorbim și vom vorbi în seara aceasta sunt unele ca bagaj general pe care orice om le poate avea și altele sunt mai speciale în sensul în care sunt disponibile, sunt de asemenea disponibile tuturor, dar sunt disponibile mai ales celor care cred în ele, care, să zic așa, întind mâna și le iau mai departe. Haideți să dau câteva exemple. Eu cred în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care lucrează în mintea omului, conștiința lui, care îi dă îndemnuri. Și cred că felul în care Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt este un mod disponibil tuturor. Cred că orice om, că este el în China, că este în Patagonia, că a trăit acum 5.000 de ani sau este contemporan cu noi, cred că Dumnezeu vorbește fiecăruia în conștiința lui, în duhul lui, să spun așa. Deci asta este generală. La fel putem vorbi despre, să zic așa, ca revelație generală a lui Dumnezeu, istoria. Este disponibilă tuturor. Orice om poate să citească experiențe trecute, să înțeleagă cum au decurs războaiele, faptul că războaiele sunt o parte, n-aș zice naturală în sensul de normală, ci o realitate a vieții este ea. Poți să înțelegi cum se câștigă un război, cum se trece printr-o criză. Lucrurile astea iară sunt valabile tuturor. Oameni din toate popoarele au trecut pe acei. Dacă aș merge mai departe la lucruri din natură, de asemenea, natura este deschisă tuturor și orice om poate să vadă luptele din lumea naturală sau soluțiile din lumea naturală și poate să capete învățătură de acolo. Cealaltă categorie de resurse despre care aș vrea să vorbesc este aceea, cum am spus, destinată mai ales celor ce cred. Și, repet, nu înseamnă că sunt excluse celorlalți, ci că dacă eu cred că Scriptura, Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu, atunci mă voi îndrepta mult mai ușor spre ea. Și pot să iau o făgăduință de acolo, pot să iau o experiență de acolo, pot să iau o poruncă sau o profeție și asta să mă ajute să înțeleg ceea ce urmează. Și, spre exemplu, aici, dacă eu citesc în Scriptură că vor fi necazuri sau vor fi războaie, asta nu mă face să arunc cartea asta să spun, vai de mine, ce mă duce în disperare, mă creează depresie. Nu, ci înțeleg că este o perspectivă realistă,
mă avertizează, dar dacă rămân doar acolo, am pierdut. Trebuie să merg mai departe și să văd ce soluții sunt. E bine, dacă mă uit în felul în care Dumnezeu va vorbi prin profeți, profeții au trecut toți prin crize. Și n-a fost niciunul care să ia o pumn de medicamente și apoi gata, să-și ia viața. Nu, n-au făcut așa ceva. Oamenii ăștia au mers mai departe. Resursa finală despre care spun este Domnul Hristos. Experiențele Lui, așa cum le găsim în paginile Evangheliilor, așa cum le găsim prezentate apoi într-o formă mai teoretică, să spun, în epistole sau în Apocalipsa, aceste feluri prin care Dumnezeu vorbește, eu le consider că sunt resursele noastre. Putem să învățăm de la ele și, cum am spus, sunt valabile tuturor, dar pe noi ca creștini, ca oameni credincioși în Dumnezeu, ca oameni care ne raportăm la Scriptură, cred că găsim în Scriptură tot ce avem nevoie ca să trăim mai bine și să facem față, cât se poate, greutăților prin care trecem. Cristi, am Biblia deschisă în Luca 21 și de aici voi citi versetul 26. Tot. Eram tentat să citesc doar prima parte. Versetul sună în felul următor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Versetul ăsta l-aș atașa răspunsului tău. Și întrebările ar fi următoarele. Ce s-a întâmplat cu resursele acestor oameni? Le-au avut vreodată, în primul rând. În al doilea rând, ce înseamnă că își vor da sufletul de groază? Ce i-a adus în starea asta, în situația asta? Adică, de ce viața i-a împins înspre o margine din care ei nu mai pot vedea lucrurile, realitatea așa cum se prezintă ea? Și vezi vreo soluție pentru această categorie de oameni din versetul 26? Și aș mai avea încă una. Fii atent că trebuie să le ții minte, dar nu te-am văzut să le notezi și aici o să fie o problemă. Putem aplica versetul 26 timpului nostru? În America se scrie, de exemplu, avem prieteni acolo, și tu și eu, foarte multe cărți legate de anxietate. E termenul consacrat al lor, cumva o împletire între psihologie și credință. Se vorbește foarte mult despre așa ceva. Să aplicăm acest verset timpului nostru sau să așteptăm o împlinire viitoare a lui? Sunt într-adevăr cuvinte care sunt folosite atât de des și, spre exemplu, anxietate, da? Sau depresie. Dar dacă ne uităm mai în spate, ele toate au un alt substrat. Că este o criză în care, să zicem, nevoia cu resursele nu se mai pupă, nu se mai potrivesc. Că este o dezamăgire în care ai avut niște așteptări și apoi ai fost dezamăgit. Sau că este pur și simplu un șoc care te blochează și nu mai știi nici ce să spui, nici încotro să o iei. Cred deci că lucrurile ar trebui să meargă mai în spate și să vedem de unde pornesc ele. Când spui acum de oamenii aceia care își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care vor veni, eu cred că se potrivește la fix versetul acesta cu tema emisiunii. Și aș vrea să dezvolt un pic arătând contextul. În context, Domnul Hristos prezintă ceea ce noi numim tradițional semne ale timpului, adică o serie de evenimente, de tendințe care arată că undeva istoria Pământului se scurtează și este nevoie de o renaștere. Aș folosi cuvântul resetare, dar mă tem că unii vor crede că îl interpretez în altă direcție. Dar undeva lucrurile trebuie să ajungă până la punctul acela în care spui nu mai am altă soluție decât să-i dau o formatare la setările din fabrică. Asta va face Dumnezeu cu Pământul nostru. Oamenii care își vor da sufletul de groază, despre care se vorbește în versetul acela, aș întreba și eu acum ca contrarăspuns, sunt oameni pocăiți sau nepocăiți? Și nu mă refer acum la a fi parte dintr-o biserică anume, ci sunt oameni care așteaptă viitorul acela, ceea ce va veni. Așteaptă cu încrederea că trecem peste
ca o barcă, o embarcațiune care trece peste valul următor, sau unii care spun, ăsta e ultimul, a venit și ne-a luat pe toți. Cred că dacă vom citi în context, Luca 21 și este un discurs similar găsit și în Marcu, capitolul 13, și în Matei, capitolul 24, și contează să citim aceste trei evanghelii, cele trei capitole, repet, Matei 24, Marcu 13 și Luca 21, să le citim dacă s-ar putea în paralel și să vedem cum anumite lucruri spuse într-un fel, într-una, sunt nuanțate și în cealaltă. Poate că discursul Domnului Hristos a fost mai bogat și fiecare dintre apostoli sau dintre evangheliști a preluat ceea ce i-a rezonat lui mai bine. Sigur, inspirat de Duhul Sfânt. Dar dacă Domnul Hristos spune într-o parte că va fi un necaz mare între popoare, atunci te gândești, ce fel de necaz? Le mor la toți cei iubiți? Sau ce înseamnă acela necaz? E, când citește apoi că vor fi niște crize, vor fi niște situații nemai întâlnite până atunci, îți dai seama că ai de-a face cu niște oameni care nu și-au pus încă încrederea în cel care e deasupra tuturor circumstanțelor. Adică textul spune așa, își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care au să vină sau care vor veni. Ce lucruri vor veni? Noi ca oameni ai Scripturii, spun acum ca termen de nou, oameni pocăiți, da? Care ți-ai schimbat viața, ai predat-o Domnului Hristos și mergi mai departe după ce a spus El, tu vei ști că profețiile sunt felul lui Dumnezeu de a spune viitorul. Și când El spune viitorul, îți dă și soluțiile, îți spune ce pași să faci, cum să eviți crizele. Oamenii despre care citim în Luca 21 cu versetul amintit sunt oameni nepocăiți care nu au alte soluții. Ce s-a întâmplat cu resursele lor? Bine, s-au epuizat. De ce? Pentru că și-au pus încrederea în banii lor, poate, în niște conducători, în niște resurse, că sunt militare, că sunt financiare, că sunt de informatică sau altceva. Și-au pus încrederea în acele lucruri și acele resurse au dezamăgit complet sau sunt absolut incapabile să facă față la ceea ce urmează. Și de cele mai multe ori vom vedea că după ce se întâmplă o criză, spui, vai de mine, dar nu ne-am gândit niciodată la asta. Îmi dau un singur exemplu, știm așa de cutremure, știm de inundații, dar mai țineți minte când a erupt acel vulcan care în câteva zile a pus pe butuci toată industria, tot transportul aerian, cel puțin în nordul, în emisfera nordică. Au fost niște lucruri care n-au fost spuse cu o săptămână înainte. Și oamenii, dintr-o dată, s-au trezit goi. S-au trezit săraci, fără resurse. Și soluția, că întrebai ce soluție ar fi pentru asta, este ceea ce urmează undeva mai jos, și anume, în același pasaj și în altele, Domnul Hristos spune, când se vor întâmpla aceste lucruri, și, repet, le enumeră, când se vor întâmpla aceste lucruri, voi să vă ridicați ochii, să vă ridicați privirea în sus, știind că izbăvirea voastră se apropie, dar eliberarea vine. Și atunci spui, cum se poate ca unii să se acopere, știind din Apocalipsa, cerând munților și dealurilor să cadă peste ei, pentru că ei simt că nu au nicio resursă cu care să mai facă față încercării? Și cum se face că alții vor sta cu pieptul în față, poate cu mâinile ridicate, cu ochii mari, așteptând? Ține totul de relația cu cel care este dincolo. Închei, dacă relația ta este cu un lider politic, cu o bancă, cu lucruri omenești, nu că sunt rele în sine, toți ne folosim de el. Dar dacă încrederea ta maximă este acolo, atunci ai pierdut. Mi-a venit acum în minte un exemplu, un militar adventist în al doilea război mondial pe nume Franz Hassel. Poate unii dintre telespectatori știu de fiul lui, Gerhard Hassel, mare teolog, și fiul și nepotul lui Michael și Frank Hassel. Omul acesta, Franz Hassel, este în al doilea război mondial și spune unui locotenent de-a lui, domnul locotenent, tu chiar crezi că Hitler este zeu? Și locotenentul îi spune, da, eu cred că este zeu. Și atunci Hassel îi zice, fii atent, va veni o zi când Hitler va muri și tu vei rămâne fără zeul tău.
Ghiști, peste o vreme lucrul acesta s-a întâmplat. Și îți dai seama că există oameni al căror orizont este foarte scurt, își vor da sufletul de groază cu privire la lucrurile care vor veni, pentru că orizontul lor de așteptare, miopia lor îi limitează la atâta văd, n-am resurse, am încheiat. Pe când oamenii lui Dumnezeu au o viziune cu bătaie lungă. Poți să numești profeție, poți să numești încrederea în Dumnezeu, indiferent dacă știi ceea ce urmează sau nu urmează, și mai ales experiențele din trecut, în care Dumnezeu ți-a arătat deja cum a făcut în cutare sau cutare sau cutare situație. Și asta te face să zici, ok, vine un val, vin două, vin 100, pot să merg peste. Cristi, câteva mesaje. Semnele pe care le trăim azi pe pământ ne conduc la ideea faptului că revenirea lui Iisus este aproape. Credinciosul trebuie să fie bine ancorat, bine pregătit pentru acest eveniment în orice clipă. Acesta este un adevăr biblic. Nu putem vorbi de pesimism. Un alt mesaj, mă număr printre persoanele care a scăpat de una și a apărut alta. La încercări de tot felul am avut parte. Uneori clacăm, însă Dumnezeu nu m-a abandonat niciodată. Am înțeles că El ne are în atenția sa și suntem sub protecție divină. Orice ar fi și orice ar veni, rămânem optimiști. Rugăciunea ne ajută să rezistăm zi de zi. Și aici vine un mesaj, e o întrebare pentru tine. Sună în felul următor mesajul: sunt un om harnic, muncesc ca să trăiesc, dar din păcate pandemia și războiul mi-a distrus viitorul și nu mai am unde munci. Ce să fac? Pentru că resurse nu mai am. Să aștept să mor? Cum să procedez? Mă simt neputincioasă. Mulțumim frumos pentru mesaj. Am înțeles că ar fi trei mesaje aici, da, după cum le-am dat. Hai să le luăm pe rând. Cel care spune că da, semnele ne arată că există ceva ce urmează să se întâmple și trebuie să fim ancorați și bine pregătiți. Și atunci pare ca un paradox să mai fii pesimist. Aș spune, pe de altă parte, să nu fim exagerat de optimiști. Adică, nu mă interesează, orice vine, eu fac față. Hai să fim deschiși. Florin, auzi că crește prețul la combustibil. Pun pariu că nu te duci în mașină și te rogi și apoi când deschizi ochii, ori prețul ăla a scăzut, ori rezervorul, acul de la rezervorul tău a urcat. Nu cred în de-astea. Poate că Dumnezeu le face odată în situația anume. Dar în cazul acesta, când te uiți acolo că prețul a crescut și că acul rezervorului tău este în jos, asta te determină să cauți alte soluții. Fie îți limitezi călătoria, fie iei dintr-o parte a bugetului și muți în alta, fie, alte și alte situații. Deci n-aș zice acum să fim optimiști cu orice preț. Dar, cum am spus, pesimismul să nu ne ducă spre criză, spre o predare a armelor. Eu însumi mă declar un creștin ancorat în profeție, optimist, da, ne ajută să ne pregătim, însă să nu uităm un lucru. Vor fi încercări pentru toți oamenii. Cât ai fi tu de creștin și de bine pregătit, va veni și pentru tine încercarea aceea care să te pună în genunchi sau pe genunchi. La ce? Cristi, te opresc puțin aici, sunt sigur că tu ți-ai notat, dacă nu o să mai trec eu prin aceste mesaje. Când tu spui că orice om va fi încercat sau peste orice om vor veni încercări, la ce anume te referi? Pentru că oricum orice om, prin simpla existență a lui pe acest pământ, e încercat. Adică nu cred că am auzit om, ființă umană, care să spună eu n-am nicio problemă. Nu. Unii au ceva, dar le lipsește altceva și viceversa. Dar oricum, om cu probleme există. Toți avem o anumită povară sufletească și o anumită încercare prin care trecem. Când tu spui că toți oamenii vor trece prin încercări, te referi la altceva decât încercările
care vin cu simpla noastră existență pe acest pământ? Da. Da. Pentru că încercări au toți oamenii, cum s-a amintit. Toți ne vom naște, toți avem probleme și undeva vei încheia călătoria aceasta. Eu cred că cea mai mare criză, cea mai mare tensiune pe care o va avea un om este să-L recunoască pe Dumnezeu sau nu. Să-L recunoască în viața lui ca domn sau nu. Și atunci Dumnezeu va îngădui ca în viața ta să se întâmple multe lucruri care să te aducă în situația în care să alegi tu singur, să spui vreau eu, așa doresc eu, știi, de felul acela cu pumnul ridicat, sau te predai. Tipii de care spun eu sunt aceia fals optimiști, în care, Domnul va purta de grijă. Orice încercare ar fi, există o soluție. Domnul Hristos a pătimit, ucenicii au pătimit. Uneori i-a scos din pușcărie și alteori i-a lăsat acolo în pușcărie. Dovadă Ioan Botezătorul. Deci când spun că vor fi crize peste toți oamenii, spun în gândul acesta că de fiecare dată când omul ajunge pe un piedestal anume, tinde să-L uite pe Dumnezeu și să rămână pe propriile lui picioare. Și atunci Dumnezeu mai îngăduie încă o încercare, încă una, care să-i arate omului că resursele noastre omenești, fie că sunt bani, fie că este știință, fie că sunt lideri de orice fel, toate astea sunt limitate și ne restrâng. Deci, da, să fim optimiști, dar nici optimismul acela roz în care tu ai versete biblice, tu ai soluții pentru toate. Cel de-al doilea m-a impresionat mai tare pentru că spune, doamne, stai un pic, nu mi se leagă lucrurile, spun acum în cuvintele mele. Scap de una, dai de alta. Și noi ca generație, acum am putea spune, am fost avertizați că vine o criză economică, în final a venit o pandemie, acum este război, ce facem? Da, sunt astfel de ocazii în care, spunem așa, e proverbul sau vorba aceea românească, că niciun necaz nu vine singur, sau da, orice necaz mai vine parcă la pachet cu încă ceva. Și avem, uite, dovadă în Biblie, cartea lui Iov, în care lui Iov parcă nu îi se leagă lucrurile sub nicio formă. Sunt acolo, este o suită de patru necazuri pe care le are, iar ultimul parcă pune capac, iar după ce își pierde și avere și copii și tot, vine și necazul cu privire la el însuși. Frumusețea în toate lucrurile astea este să nu te grăbești să speculezi acum, să nu dai acum verdictul despre ce va fi. Domnul Hristos are un text foarte frumos în Evanghelia după Ioan care spune: v-am zis aceste lucruri acum înainte ca să se întâmple, ca atunci când se vor împlini, să știți că eu vi le-am spus mai dinainte. Am folosit mai multe cuvinte acum să spun asta. Deci, ideea ar fi așa: nu te grăbi să le evaluezi acum, ci după ce se vor întâmpla, când privești retrospectiv, le vei înțelege altfel. Și de asta mi-a plăcut că, pe de o parte, cel care a trimis mesajul spune: am trecut prin greutăți și păreau că nu se leagă, dar mi-am dat seama că Dumnezeu nu m-a abandonat. Când ți-ai dat seama? Ți-ai dat seama prin faptul că ai trăit, ai mers mai departe de la una la alta și apoi undeva spre finalul călătoriei astea, când te uiți înapoi, vezi că a existat totuși o logică sau au existat totuși niște lecții. A existat un plus dincolo de minusurile poate inexplicabile care au fost pe parcurs. Cel de-al treilea mesaj a fost așa: sunt om harnic, dar pandemia și situația de acum m-a adus pe geant, da? pe butuci. Ce să fac mai departe? Să aștept să mor? În niciun fel. Da, feeling-ul acesta, simțământul acesta că sunt neputincios sau că nu mai am soluții, ne bântuie. Și nu este niciunul dintre noi ferit de așa ceva. Ce avem de făcut în astfel de situații este să... Îmi cer scuze dacă v-a supărat termenul acesta. Este doar să rabzi. Dar să rabzi nu răbdarea aceea în care scrâșnești din dinți, ci răbdarea lui Iov, să spunem, un om care zice: eu știu că am făcut ceea ce trebuie. Sau eu cred că există o soluție mai departe. Și să aștept să treacă furtuna. Uneori Dumnezeu a oprit furtuna așa, la un click, să spunem. Dar alteori i-a lăsat pe oameni să treacă prin ele, cum a fost în cazul lui Iov. Ce a zice, deci, să nu disperi. Tocmai faptul că spui, am fost om harnic, mi-am văzut de viață, înseamnă că au existat soluții, că există
un background, niște amintiri anume care îți arată că da, pot să fac față. Poate că acum este o încercare. Iar viața lui Iov sau a lui Ilie sau a lui Petru, niciuna dintre ele nu trebuie judecate printr-o, folosesc așa o imagine, printr-o poză. Țac, acum am fotografiat și zic, acum n-am serviciu, acum sunt divorțată, acum sănătatea mea este pe butuci, asta este o poză. Dar ar trebui să vedem mai degrabă filmul. Da? Iar Dumnezeu este acela care are capacitatea de a vedea filmul, să spună, acum ești aici, dar mâine vei fi într-o vale, poi mâine vei fi într-un deal și mai departe. Și ghici ce? Și noi avem capacitatea asta, dar retrospectiv. Adică, după ce s-a întâmplat, te uiți înapoi și zici, da, dacă ar fi fost să aleg și eu, tot pe acolo aș fi ales să merg. Cristi, ce să așteptăm în momentul ăsta, uitându-ne spre lume, spre lumea noastră, ce ar trebui să așteptăm? O rafală de crize, pentru că la orice buletin de știri te-ai uita, cam ăsta este viitorul, da? Toate sunt legate. Vorbim aici de un lanț. Da. Se întâmplă ceva într-un colț al lumii, ne afectează pe noi toți. Ar trebui să ne așteptăm și să urmărim, să stăm cu ochii pe aceste crize. Ar trebui, dau așa, câteva atitudini pe care noi le avem. Să închidem televizorul sau să nu mai avem contact cu realitatea asta care ne șochează, să nu mai cunoaștem nimic, oricum n-auzim nimic bun legat de viitor. 3. Să mă ancorez într-o lume a Scripturii, nu mă interesează ce trăiesc, important este ce scrie în Scriptură, și cumva creez o legătură cu emisiunea noastră, pe care sper să o avem împreună de săptămâna viitoare, în care vom vorbi despre una dintre cele două variante. Să luptăm sau să nu luptăm, să cedăm, să renunțăm. Scenariile pe care le-ai prezentat sunt foarte reale. Da? N-aș vrea să fiu acum tipul acela de profet care spune da, doar lucrurile rele, dar trebuie să recunoaștem. Biblia spune că lucrurile vor merge din rău în mai rău. Însă sfârșitul nu este aici. E doar un sfârșit al resurselor noastre, un sfârșit al felului omenesc în care e gestionată planeta asta. Frumusețea este că există un viitor frumos, creativ, cât se poate de atrăgător, de fericit. Despre asta vorbește Biblia în ultimă instanță. Nu-mi place când oamenii amintesc doar, vine sfârșitul lumii. Nu există un sfârșit al lumii fără un reînceput al ei. Biblia nu amintește nicăieri și poate cu ocazia asta spun și eu așa ceva mai tare pentru toți oamenii. Nu există în Biblie ideea că planeta asta va sfârși printr-o bombă nucleară. Poți să aibă bombe oricare lider ai lumii astea. Sfârșitul lumii nu va avea loc într-o iarnă nucleară, să zic așa. Dar vor fi crize. Nu are sens să ne batem pe umăr să spunem, oh, lasă că va fi mai bine, îl votăm pe X și va fi mai bine. Aplicăm cu tare strategie și va fi mai bine. Unele lucruri vor fi mai bune și altele vor fi mai rele. Eu cred că nu există așa sus-jos, ci mai degrabă ceva care se rotește și odată ești sus, odată jos, odată sus, odată jos. Adică, dau un exemplu, vine o pandemie, dar vin și niște vaccinuri. Vine o criză climatică și vin și mașinile electrice. Sigur, pot fi interpretări acei nenumărate, dacă ești de acord cu mine sau nu, dar omenește, apare o criză, apar și soluții. Totuși, Biblia spune că, per ansamblu, lucrurile vor merge în jos. Deci, la punctul acesta vom fi pesimiști, să spun așa, dar pesimiști în sensul în care resursele omenești vor ajunge la fundul sacului. Să închizi televizorul sau să te rupi de realitate? Nu, este iarăși o soluție proastă. Este capul nisip, este negarea tuturor evidențelor din jurul tău. Nu se cade așa. Domnul Hristos sau Biblia nu ne spune, băieți, să nu vă intereseze nimic, voi să fiți așa cu ochii doar în sus. Nu, ci spune, când veți vedea aceste lucruri,
în jurul vostru, voi să priviți în sus. Deci noi trebuie să fim foarte bine ancorați cumva în realitate, să înțeleg pe ce lume trăiesc. Ancorat în Scriptură, da, asta este pentru mine o soluție. Este o soluție pe care o recomand și altora și nu cu ideea aceea în care trebuie să citesc și să-mi subliniez texte și să le memorez, ci ancorat în niște realități ale Scripturii, în niște situații bine prezentate acolo, în niște profeții care sunt la rândul lor clar explicate, nu speculații. Vorbeam astăzi cu prieteni de-ai noștri și ziceam așa că profeția se împlinește întotdeauna 100%. Explicațiile noastre nu se împlinesc. Pentru că explicațiile noastre sunt speculații. Dar profeția, după ce s-a întâmplat, când te uiți în urmă, o vezi că Dumnezeu și-a ținut cuvântul. De aceea, eu însumi aș zice că da, lucrurile vor merge mai rău. Și asta pot să spun. Asta e o profeție care se împlinește de la sine. Da, dar lucrurile vor merge mai rău. Nu închid televizorul și nici nu stau numai sudat la crize și să citesc numai grozăvie. Știți, ecranele acelea de televiziune, îmi place că ecranul tău este curat. Nu ai și breaking news și senzațional și o bandă care se miște în permanență și trei ecrane acolo cu tot ce se... Nu, ci, ok, m-am uitat la știri, am înțeles despre ce este vorba, acum închid și mă uit la altceva sau mă ancorez în Scriptură. Cristi, notează-ți următorul mesaj, pentru că a venit pe telefonul meu, eu pot să-l cioplesc mesajul și asta o să fac. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să-l aduceți mai des în emisiune pe domnul Cristian Sălceanu. Deci e mesajul pe telefon. Eu ți-am spus cu cârlig, ți-am citit mesajul în seara asta. Știu că nu ți-a făcut plăcere, dar... Mă bucur mult pentru cuvintele de speranță pe care ni le-ai oferit în seara asta. Mă bucur mult pentru unghiul și perspectiva pe care tu ne-ai propus-o și sper din toată inima ca săptămâna viitoare amândoi să fim sănătoși și să ne revedem pentru un subiect nou și o emisiune nouă. Mulțumesc frumos și spun ca Domnul Hristos. Hai să îndrăznim. El a biruit lumea. Mulțumesc mult! Ne vedem săptămâna viitoare, Cristi. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și în această seară vă doresc multă pace și toată binecuvântarea cerului să fie peste noi toți. Să ne revedem cu bine, toate cele bune!